Bună seara! Suntem la emisiunea Cool Art. Bucureștiul este un oraș mare. Este un oraș plin de evenimente, un oraș plin de cultură, un oraș plin de adrenalină. Ne propunem ca în fiecare seară, începând cu ora 18 și 30 de minute, să vă aducem în casă un pic de cultură și să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă frumos și bun în acest oraș. Primul nostru periplu cultural va fi la Muzeul Național al Literaturii Române, unde în luna septembrie a avut loc un eveniment important. Este vorba despre Festivalul Strada de Carte și despre Festivalul Capitalelor Națiunilor Centenare. O să stăm de vorbă cu Flaviu George Petrescu și cu Loreta Popa și o să vedem despre ce este vorba. Se pare că am găsit pe cineva în cele din urmă și o să vedem cu cine stăm de vorbă și poate aflăm mai multe detalii și despre festival. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Cu cine stăm de vorbă? Sunt Flaviu Predescu, unul dintre organizatorii Muzeului Național al Literaturii Române București. Haideți să vorbim puțin despre festivalul Strada de Carte. Din câte știu și ne-am și uitat și noi, este la a șaptea ediție. Da. Am să vă întreb să ne spuneți ce a însemnat, de fapt, toată această organizare, pentru că vorbim de un festival multicultural. Ce înseamnă acest festival multicultural pentru București și care a fost logistica, ca să spunem așa, pentru acest festival? Păi luând-o în ordine inversă, festivalul care este organizat împreună cu Festivalul Capitalelor Națiunilor Centenare, dat fiind faptul că este an centenar, sunt două festivaluri în același timp, Strada de Carte este la cea de-a șaptea ediție, deja s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, s-au adăugat foarte multe evenimente care dezvoltă festivalul. Totul se află sub egida și finanțarea Primăriei Capitalei, iar o parte din sponsorii festivalului sunt privați, precum și partenerii media, care joacă un rol foarte însemnat în tot ce înseamnă el. Din punct de vedere logistic, festivalurile funcționează foarte bine, cu resurse minime se fac activități ca lecturi de poezie cu poeții internaționali care provin din națiunile care au devenit centenare în 1918 și se fac lansări de carte, expoziții, o sumedenie de activități culturale însemnate, zic eu, pentru viața Bucureștiului. Am văzut că în afară de partea asta de lansare de carte, de lectură, de conferințe, sunt și foarte multe concerte. Da. Există concerte, practic noi lucrăm într-un mod compartimentat, o parte dintre ele se desfășoară pe strada Crețulescu numărul 8, chiar în grădina Muzeului Național al Literaturii Române. Jazzul joacă un rol tot mai însemnat, muzica instrumentală, sunt foarte, foarte, o gamă foarte diversă de genuri care, iată, într-un astfel de festival întregesc o anumită libertate de expresie. Dacă ne referim pe axa poezie, muzică, expoziție, practic avem un peisaj care să atragă cât mai mulți oameni care să regăsească. Și din punct de vedere al așteptărilor, care sunt așteptările dumneavoastră ca organizator al acestui eveniment, vorbim ca instituție? Țintim ca lumea să vină aproape de fenomenul cultural, într-o formă de masă, dar mai soft, care să facă oamenii să se bucure, să citească, să stea împreună, să asculte muzică și vedem care este reacția străinilor. De asta este de felicitat atât Muzeul Național al Literaturii Române, cât și Biblioteca Centrală Universitară, ca gazdă principală a Festivalului Strada de Carte, pentru realizarea asta pe care pur și simplu de la an la an bucureștenii o resimt ca pe ceva care le aparține și ne dorim ca lumea să citească și să se împrietenească în cadrul acestui festival. Domnul Predescu, vă mulțumim mult și la cât mai multe colaborări în viitor. Și vă așteptăm la sediile noastre din Crețulescu numărul 8 și din Calea Griviței 6466. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit în Muzeul Național al Literaturii. Bine v-am găsit! Cu cine stăm de vorbă? Loreta Popa, sunt PR al muzeului și fac parte dintr-o echipă puternică. Am văzut asta. Vorbim de două festivaluri. Strada de Carte și Festivalul Capitalelor Națiunilor Centenare. Exact. Este o colaborare strânsă între câteva instituții puternice de cultură și, bineînțeles, sub umbrela Primăriei Capitalei.
Este vorba de Teatrul Dramaturgilor Români, este vorba de Teatrul de Comedie și este vorba de Muzeul Național al Literaturii Române, după cum spuneam. Sunt nenumărate evenimente, nici n-aș ști cu ce să încep, dar în mod special aici, în sediul Muzeului Național al Literaturii Române din strada Nicolae Crețulescu, numărul 8, aveți parte, dacă decideți să veniți, dumneavoastră sau cei care vă ascultă și vă și văd, să participați, cum spuneam, la câteva concerte extraordinare de jazz, pentru că jazzul este o muzică aparte. Ce se mai întâmplă din punct de vedere al concertelor? În afară de concertele de jazz, ce alte concerte poate să mai vadă telespectatorul București TV aici? Se pot viziona, nu neapărat spectacole de jazz. Puteți participa la spectacole de teatru care au loc la Teatrul de Comedie, dar și la Teatrul Dramaturgilor. De asemenea, se pot vedea filme, pentru că și filmul este reprezentat foarte bine. Fiecare țară are câte un film care se poate vedea ori aici, în sediul din Crețulescu, ori în sediul din Calea Griviței, numărul 64-66. De asemenea, trebuie să vă invit și la expoziții, pentru că avem și expoziții, arta este foarte bine reprezentată. Sunt instalații interesante. Și vreau să vă mai întreb, din punctul nostru de vedere al instituției de aici, din Crețulescu, care sunt așteptările în raport cu cei care îi doriți să vă treacă pragul acestei clădiri superbe? Pot să vă spun un singur lucru. De-a lungul acestor 2 ani de când am venit acasă, să spun așa, pentru că acesta este noul sediu al muzeului din 21 martie, de ziua poeziei 2017. Noi am reușit să aducem aproape 17.000 de bucureșteni în care să ne treacă pragul. S-a format o familie foarte, foarte mare și anul acesta, nu știu, parcă deasupra temeliei pe care am pus-o anul trecut, parcă s-a dublat. Deci eu sunt ferm convinsă că așteptările noastre sunt la cote înalte. Promitem că mai trecem pe aici, nu doar cu festivalurile, dar și cu celelalte evenimente pe care le organizați. Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru găzduire, vă mulțumim că ne-ați lăsat să trecem pragul și promitem, așa cum spuneam ceva mai devreme, că de fiecare dată când vom putea și când vom avea și o invitație, cu mare drag vom veni și la dumneavoastră. Vă așteptăm cu brațele deschise. Suntem la Cool Art și, așa cum ați văzut și în interviurile pe care le-am difuzat, au fost câteva evenimente importante în București. Am stabilit la un moment dat să ne reîntâlnim la finalul acestei perioade și să stăm de vorbă cu Flaviu. Cu tot dragul, bine ați venit în mansarda Muzeului Național al Literaturii Române, loc cred că unic în Europa, dacă nu chiar în lume. E o mansardă extraordinară care surprinde istoria dramaturgiei românești. Asta este foarte frumos și chiar mă uitam și vorbeam cu Flaviu înainte de a intra în direct, că lucrurile astea sunt făcute așa cu bun gust. Întorcându-ne la ce discutam noi atunci, la momentul acela, și am stabilit să facem un bilanț, am să te rog să-mi spui în câte cuvinte crezi tu de cuvință, cum a fost până la urmă, cum au fost de fapt cele două festivaluri și care a fost feedback-ul și care este concluzia la, dacă tu suntem aici la sala dramaturgilor, cum a fost după ce ați tras cortina peste cele două festivaluri? Suntem mulțumiți și cred că și Primăria Capitalei are toate motivele să fie mulțumită, pentru că am desfășurat niște programe extraordinare. Merită felicitați directorul Muzeului Național al Literaturii Române, domnul Ioan Cristescu, și doamna director general a Bibliotecii Centrale Universitare, Mirei Rădoi, și Uniunea Scriitorilor pentru sprijinul punctual acordat la anumite activități pe parcursul festivalurilor. Vreau să spun că am rămas cu acel sentiment de mulțumire că publicul care a venit a putut să aleagă calitate și, indiferent unde s-au desfășurat activitățile, în ce locații au avut sau desfășurat, ele au fost foarte, foarte bine primite de un public entuziast. După cum ați văzut în interviurile pe care noi le-am difuzat, a mai existat cineva, o persoană dragă nouă, e vorba de doamna Loreta,
Popa. Din păcate, dânsa n-a putut să fie astăzi prezentă cu noi, dar promitem că o să o aducem și pe dânsa într-o altă emisiune cu Lart. Ei doi, dacă vreți, din punctul meu de vedere, și vorbim acum doar ca simplu cetățean care a fost la festivaluri, a fost cam sufletul celor două evenimente, într-o anume proporție, și eu vă mulțumesc pentru că ne-ați dat nouă ocazia bucureștenilor să vedem lucruri deosebite, lucruri care nu s-au mai văzut până acum, nici măcar la alte festivaluri de gen. Mai mult, colega mea Loreta are și o vechime și o experiență considerabile în domeniu, dar la o parte din evenimente, pentru că ele au fost foarte multe, dar într-adevăr Loreta a făcut o treabă extraordinară, merită toate felicitările, a fost coprezentatoare cu mine la Strada de Muzică și Poezie în Rampă, la Strada de Carte, s-a ocupat de partea de jazz a Festivalului Națiunilor, Capitalelor Națiunilor Centenare. A fost în foarte multe locuri și iată că a transferat din această experiență pe care o are și rezultatele s-au văzut. Adică au fost mulțumiți și artiștii și publicul, cred eu. Eu zic că mai mult ca sigur. Vreau să te întreb altceva, Flaviu. După informațiile pe care le ai în momentul de față, aproximativ, nu trebuie neapărat o sumă concretă, dar cam câți vizitatori, să spunem așa, ați avut în aceste două festivaluri pe toată perioada lor de desfășurare? Și o să te rog să reamintești tu perioada în care s-au desfășurat cele două evenimente. Practic au fost foarte mulți participanți în calitate de spectatori, în calitate de oameni care au vizitat expoziții sau au participat la lansări. Perioada s-a întins din 10 septembrie până pe 23 septembrie, ambele festivaluri, că vorbim atât de Festivalul Națiunilor, Capitalelor Națiunilor Centenare, cât și de Strada de Carte, care are o tradiție deja de câțiva ani buni. Și cumulat, într-adevăr, dacă punem la socoteală toate evenimentele care au avut loc, atât în Aula Mare a Bibliotecii Centrale Universitare, în Strada de Carte, Rampa de Jazz, de Muzică și Poezie, cum se numește ea acum, la Teatrul de Comedie, pe care nu l-am menționat, dar a avut un rol însemnat în parteneriatul acesta și domnul director George Mihăiță, practic au fost, zic eu, mii de participanți care s-au bucurat de o formă extrem de variată de spectacole. Și apropo de teatru de comedie și de maestru George Mihăiță, am înțeles că voi ați colaborat foarte bine pe partea asta de, că toți suntem în mansardă, de partea de dramaturgie și de teatru, că au fost câteva spectacole foarte bune și s-au jucat cu casa închisă. Este adevărat? Da, și a fost determinant rolul domnului George Mihăiță și al teatrului de comedie. Dumnealui a lansat și o carte în această perioadă extraordinară care cuprinde activitatea domniei sale foarte bogată, un actor care a jucat în peste 60 de filme, începând de la sfârșitul anilor 60, dacă nu greșesc, și până în zilele noastre, cu rezultate notabile. Ca să-l citez, dumnealui a spus un lucru la care toți ar trebui să reflectăm, un lucru foarte frumos. Eu, George Mihăiță din Moreni, am trăit în România visul american, ceea ce mi s-a părut deosebit. Este într-adevăr visul american, dacă este să ne gândim la întreaga carieră a maestrului George Mihăiță. Eu îl țin minte din multe filme, multele filme pe care le-am văzut, și ceea ce mi-a plăcut foarte tare la domnia sa este faptul că, nu pot să spun că au fost mulți, nici puțini, dar este printre cei care au fost foarte aproape de generația tânără de fiecare dată, cu festivaluri de teatru pentru tineret, cu acele celebre reviste pe care dânsul le-a păstorit, și poate într-una din zilele următoare, tot la emisiunea noastră cu Lart, poate o să ne facă onoarea să stea de vorbă cu noi. Cum să nu? Eu cred că va fi foarte deschis. A fost într-adevăr încă din frage de tinerețe, ca să zic așa, un susținător al tinerilor și până în zilele noastre. A fost preocupat de problema adolescenților, are și cărți în sensul ăsta. Era realizatorul rubricii Nimeni nu e singur din revista Salut. Și aș spune, l-aș numi un adevărat psiholog din perspectivă artistică a generațiilor
care au venit de după Revoluție și care au avut nevoie de o anumită îndrumare. Vă dați seama cum a ieșit acest festival, aceste două festivaluri, cum s-au desfășurat, dacă au avut atât sprijinul unui manager ca Ioan Cristescu, cât și al unui experimentat actor și manager totodată ca George Mihăiță și a doamnei Rădoi. Adică a fost foarte mult suflet pus, o corelație extraordinară, iar cei care au avut de recitat sau care au prezentat diverse activități culturale au avut și ei experiența lor și selecția a fost, zic eu, foarte bine făcută, atât la poeții care au avut recitaluri, cât și la cântăreții care au susținut. Așa cum spunea și doamna Loreta Popa, apropo de partea asta de jazz și de concertele care au fost câteva nume importante în lumea asta muzicală, nu i-am mai pomenit despre ei și în interviurile pe care doamna ni le-a dat. Vreau să te întreb altceva. Din punctul tău de vedere ca și consumator, nu vorbim acum ca organizator, ca angajat al acestei instituții, vorbim de Muzeul Național al Literaturii Române. Tu ca și consumator, ți-ai mai fi dorit ceva în plus să vezi în cadrul acestor două festivaluri sau crezi că a fost suficient? Nu mi-am pus problema pentru că programele au fost atât de cuprinzătoare încât nici nu m-am apucat să mă gândesc la alte posibilități și așa erau deja foarte cuprinzătoare încât nu știai unde să alergi și aș da un exemplu, practic am trecut într-una din zilele mele libere în care nu aveam angajamente efective pe lângă statuia lui Carol I de la BCU și era Mircea Florian care susținea în aer liber un recital, dar cu cineva care era din zona folclorică, deci am văzut tulnicele care specifice munților Apuseni și am rămas impresionate. Am văzut delegații sau grupuri de străini oprindu-se, erau japonezi sau din anumite zone ale Asiei care se uitau uluiți la aceste spectacole. Adică uneori poate nu realizăm ce tezaur cultural avem în țară și cât de norocoși suntem că îl putem accesa cu ocazia acestor întâlniri directe în stradă. Iată cum era și acesta, nedespărțit de garduri și de altceva. Eram acolo cu artiștii și ne bucuram de ei. Și atunci am, exact cum bine mi-ai pus întrebarea, Ștefan, eram în calitate de consumator și am putut să asist și să mă bucur de greva, de stresul acela pe care l-ai specific, îmi prezinți ceva. Așa este. Vreau să te mai întreb un singur lucru și după aceea vreau să încheiem într-un fel optimist, așa cum și ție îți place și mie îmi place. Vreau să te mai întreb ceva. Crezi că ceea ce faceți voi, și vorbim aici de cele două instituții, Muzeul Național al Literaturii Române și Biblioteca Universitară, apropo de evenimentele de genul ăsta, credeți că ajută mai mult decât, să spunem, o simplă lectură a unei cărți? Știi la ce mă refer? La ieșirea din, practic, din cadrul specific, arhetipal, aș spune, pentru care erau făcute atât bibliotecile cât și muzeele. Am uitat să menționez și Teatrul Dramaturgilor, condus de Horia Gârbea, care iarăși a avut o contribuție importantă, punând la dispoziție săli, actori și așa mai departe. Este fantastic să poți ieși din acel spațiu sau să poți aduce în acel spațiu o altă lume. Practic, Muzeul Național al Literaturii Române a venit cu un model extraordinar pe care aș da un exemplu, că știu că exemplele sunt sarea și piperul de multe ori în astfel de reușite. Scriitorul Lobo Antunes, când a fost aici, unul dintre cei mai mari scriitori contemporani portughezi, în Portugalia nu exista un muzeu al literaturii, a scris ministrului culturii cu rugămintea de a înființa la Lisabona un muzeu al literaturii și chiar dacă în cazul în care nu există competențe pentru a realiza în Portugalia un astfel de muzeu, să cheme specialiști din România, ceea ce e un mare compliment și asta arată că mesajul nostru a mers și că munca aceasta de apostolat pe care o face muzeul în rândul oamenilor dă roade și anul acesta deja aș putea spune că numărul, cel puțin la muzeu, numărul plătitorilor de bilet s-a triplat față de anul trecut.
Asta este foarte important, felicitări pentru treaba asta și exact exemplul pe care tu l-ai dat mi se pare unul dintre cele mai elocvente exemple apropo de toată munca pe care o faceți. Și dragi prieteni, trebuie să vă spun că dacă voi credeți că ceea ce fac ei, vorbind de această instituție și fiecare om în parte, e ușor, vă înșelați. Toată munca din spate este o muncă foarte grea și nu vorbim doar de festival, vorbim în general. Iar ei încearcă de fiecare dată, și de asta l-am și întrebat despre acest lucru, de fiecare dată încearcă să aducă ceva nou sau să vă aducă ceva nou. Ce ne aduci nou tu împreună cu Muzeul Național al Literaturii Române și cu partenerii voștri pentru la anul? Îți mulțumesc mult că ai specificat faptul ăsta cu echipa care muncește în toate aceste aspecte, pentru că, într-adevăr, de la colegii care asigură temperatura adecvată în muzeu până la cei care sunt muzeografi și susțin, prezintă grupurilor informațiile pe care le avem de oferit și absolut tot personalul și toată echipa duc o muncă extraordinar de bine corelată cu un efort deosebit. O să vedeți și anul acesta și anul viitor diverse alte activități, chiar în locul în care ne aflăm, spre exemplu, se țin piese de teatru, conferințe, tot felul de spectacole despre care lumea e bine să afle și să vină, pentru că ele, cele mai multe dintre ele, sunt gratuite. Bineînțeles, în limita locurilor disponibile, dar e o paletă foarte largă, adică dacă aș sta acum să enumăr toate activitățile pe care le avem, ne-ar lua foarte mult. O gamă largă de întâlniri directe ale culturii cu omul care vine să asimileze. Pentru că aș mai folosi un exemplu pe care l-am reținut de la domnul director Cristescu și care mi-a plăcut foarte mult și cred eu că e destul de concludent. Dumnealui a spus, zice, nu e incult cine nu știe cultură, ci e acela care nu o caută. Și noi ne străduim să-i facem pe oameni să o caute, pentru că deși e un cuvânt dur, de fapt ne putem găsi în ipostaza de a fi de partea cealaltă a baricadei când avem atâtea opțiuni în care pur și simplu să trăim cu sens viața de zi cu zi, că asta ne dorim. Flaviu, eu îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Promit că n-am să te las în pace și ca drept dovadă... E un compliment mare. Da, și ca drept dovadă ai văzut că, așa cum ți-am promis, nu te-am lăsat în pace, nici pe tine, nici pe doamna Loreta Popa n-am să vă las în pace, am să vin de fiecare dată, cum se spune, peste voi să vă mai trag de coadă așa și să vă întreb de fiecare dată ce mai e nou. Eu îți mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în acest an și e un an important din toate punctele de vedere. Vorbim și de anul centenar, vorbim și de cele două festivaluri care au fost destul de mari și destul de importante. Și vreau să te mai felicit pentru ceva. El, treaba asta nu știa, e acum pe ultima sută de metri. Vreau să te felicit pentru premiul pe care l-ai primit, pentru cartea pe care tu ai publicat-o de curând. Și am să te rog să vorbești în două cuvinte despre carte și despre premiul pe care tocmai l-ai primit. Este o carte care ar trebui să o citească toată lumea, nu neapărat din punct de vedere al subiectului, ci ca să nu uităm. Despre aia e vorba. Sigur că da, îți mulțumesc mult pentru surpriza aceasta. A fost vorba de premiul pentru roman, decernat de Uniunea Scriitorilor din România, în jurul condus de Nicolae Emanulescu. A fost Perechea Dragoste, Perechea Moarte, declarat romanul anului, o carte pe care am dedicat-o victimelor de la Colectiv și lui Augustin Buzura. E despre drama pe care o trăiește un cuplu, pe de o parte dispariția fizică a unei fete care moare într-un club de noapte din București în urma unui incendiu și depresia pe care o trăiește prietenul acesteia după acea tragedie. Mă bucur că a fost recunoscută cartea și că s-a bucurat de un asemenea succes și o sper ca, mai ales acum când se împlinesc în curând 3 ani de la incendiu de la Colectiv, să ne aducem aminte și pentru câteva momente să stăm și să spunem o rugăciune pentru cei care au plecat dintre noi sau care au fost răniți. Asta ne va da putere pe mai departe și ne va face mai buni, astfel încât cultura să devină, așa cum este de fapt și menită, un
vindecător de suflete. Un vindecător de răni. Eu îți mulțumesc foarte tare pentru interviu. Încă o dată felicitări pentru primul pe care l-ai primit. Este o carte muncită și o carte scrisă cu sufletul până la urmă. Sufletul pentru suflet. Și ca încheiere vreau să transmiți tu un mesaj celor care se uită la emisiunea noastră din ce vrei tu. Ce vrei tu să transmiți ca ultim mesaj către prietenii noștri de la Cool Art pentru mai departe? Îi salut pe toți cu mare drag și îi asigur că se uită la o emisiune foarte bună, realizată de un om extraordinar de viu și de talentat. Invit să vină în mansarda muzeului, aici unde sunt dramaturgii României, și după aceea și în restul muzeului, să vadă atât poezia cât și proza și să fie mândri de țara lor, pentru că au ce vedea și au niște înaintași extraordinari. Să țină aproape în continuare cu cultura și să acumuleze cât mai multe experiențe în acest sens. Mulțumesc mult, Flaviu, te salut și mult succes în continuare. Mulțumim și noi mult și oricând ușa Muzeului Național al Literaturii Române este deschisă, cu mare drag, și nu doar ușa, ci și brațele noastre. Așadar, după cum ați văzut, cele două evenimente sunt într-adevăr evenimente de anvergură. Promitem că ne vom întoarce la Muzeul Național al Literaturii Române de fiecare dată când vom avea ocazia. Acum luăm o pauză, dar nu plecați nicăieri, pentru că periplul nostru cultural continuă. Revenim!